În luna iubirii, umaniștii social-liberale au adus sărbătoarea dragostei argeșenilor. Timp de 2 ore, la Teatrul Victoriei din Pitești, s-a desfășurat conferința spectacol intitulată De Dragobete iubește românește. Spectacolul s-a ținut în fața a sute de oameni. Membrii, simpatizanții, dar și oameni simpli s-au bucurat la Teatrul Victoriei din Pitești de o prezentare a simbolurilor iubirii la români. Dragobete a ajuns să fie îndrăgit și iubit atât de femei cât și de bărbați. Se pare că toate darurile l-au ajutat să se ducă tinerele care ieșeau în cale, motiv pentru care a devenit simbolul dragostei. Doar cu identitate într-o lume a globalizării avem șanse să fim pe o poziție cât de cât privilegiată și respectată. Dacă ne pierdem identitatea, înseamnă că am pierdut totul. M-am simțit ca în rai și știți de unde mi-am dat seama de acest aspect? Din faptul că am pierdut noțiunea timpului. Liderul Departamentului pentru Credință, Cultură și Educație din Partidul Umanist Social Liberal, interpretul de muzică populară Marius Ciprian Pop, a încântat audiența și prin melodii de dragoste dedicate zilei de Dragobete. De n-ai fire vărsat tu zorii peste pământul adormit. Foarte frumoasă, din toate punctele de vedere. Enorm de frumos. Ne-a plăcut foarte mult, ne-a plăcut foarte mult. A fost superb această seară, foarte frumos. Ne-a încărcat inima cu credință, cu dreptate, cu viață, cu iubire, cu tot ce e frumos în viață. În cadrul evenimentului din Pitești au fost prezentați candidații umaniști la primărie pentru principalele orașe din județul Argeș. Cred că sutele de argeșeni care au fost aici prezenți în sală în acest moment au simțit românește și sunt convins că vor fi lângă noi tot timpul. Vin din diaspora pentru a ne transmite susținerea și suportul nostru al românilor din diaspora, al umaniștilor din diaspora, pentru că umanismul a trecut dincolo de granițele României. O să vă anunț că avem făcute filiale în Italia, Spania, Germania, Austria, unde umaniștii chiar fac pentru românii de acolo lucruri minunate.